Bun găsit! Bine v-am găsit, am întârziat puțin fiindcă m-a sunat Geppetto, ci că între el și ministrul Dan Șova nu există nicio legătură de rudenie. Doamnelor și domnilor, ministrul Dan Șova a anunțat că tronsonul de autostradă dintre Săliște și Cunța nu o să fie gata în noiembrie, așa cum a promis. Rămânem, deci, în județul Sibiu cu o autostradă care, în loc să aibă 50 și ceva de kilometri, are vreo 30 și ceva. Diferența este însă că noi, spre deosebire de domnul ministru Șova, o vom avea mai lungă. Autostradă. Citeam undeva că avem atât de puțin kilometri de autostradă încât până și Marian Vangheliei poate număra. Da. Avem avantajul că, spre deosebire de câinii, noi nu o să murim de drum lung. Doamnelor și domnilor, zilele acestea la Sibiu este organizată Săptămâna Atlas. Și nu are legătură cu Atlasibul. Are legătură cu fizica particulelor elementare și a energiilor mari și este organizată pentru prima oară în România. Sunt prezenți 200 de fizicieni din întreaga lume care vor discuta despre realizările lor. Desigur, fiind în Sibiu, pot discuta, văzând cum arată orașul, și despre realizările unui fizician local. Sper că am făcut să fiu. Doamnelor și domnilor, apropo de acel fizician, Klaus Iohannis l-a invitat pe Victor Ponta, dacă tot se consideră liberal, să se înscrie în PNL. Eu cred că în loc să-l invite Klaus Iohannis pe Victor Ponta să se înscrie în PNL, mult mai potrivit era să-l invite Ion Iliescu pe Victor Ponta să se înscrie în PCR. Doamnelor și domnilor, duminică este ziua universală a IE-ei și sunteți invitați să purtați IE. De altfel, aceia dintre dumneavoastră care o veți face, veți putea intra gratuit în Muzeul în Aer Liber din Dumbrava Sibiului. IA este un simbol românesc, în ciuda faptului că parizienii sau londonezii sunt tentați să creadă că lanțul la Gât și Ghiulu sunt un simbol românesc. Deci IA este un simbol românesc, iar ziua universală este sărbătorită în 43 de țări, în 109 localități. Nu știu dacă este sărbătorită și în București, fiindcă acolo oamenii preferă, în loc să se îmbrace ca niște țărani, să se poarte ca niște țărani. În Muzeul Satului, invitații în IE au să împletească mici coronițe de sânziene. Știți desigur că noaptea de sânziene, tinerele își visează ursitul. Ceea ce, în cazul unora dintre ele, echivalează cu recensământul populației. Doamnelor și domnilor, în această seară la emisiune, o primă întâlnire cu poetul Radu Vancu. A participat la un eveniment care face parte din seria dedicată zilelor vecinătății. Zilele vecinătății vor avea punctele culminante sâmbătă și duminică pe Bulevardul Mihai Viteazu, dacă mai pot discuta despre asta. O altă întâlnire cu Viorica Telcean, iar spre finalul emisiunii noastre, o nouă întâlnire cu rectorul Universității Lucian Blaga, profesorul universitar dr. Ioan Bondrea, a avut astăzi o conferință de presă, vine și la emisiune pentru a ne spune ce s-a discutat acolo, după reclamă. Fie că e vorba de hainele tale, de covoarele tale sau de mașina ta, curățarea lor se întâmplă acum într-un singur loc. Biteco îți oferă acum spălătorie și curățătorie haine, spălat și uscat covoare și noua spălătorie și vulcanizare auto. Biteco, toate în același loc, strada Rahovei numărul 25, lângă podul de ieșire Kaufland. De asemenea, vă așteptăm și în punctele noastre de lucru din Carrefour și Promenada Mall. Biteco, nu suntem singurii, dar suntem cei mai buni. Este posibil ca între cele două imagini ochelarii să facă diferența. Treci pe la noi. Bell Optic, strada General Magheru numărul 21, telefon 0269-214-144. Din 1884, tribuna este în focul evenimentelor. Sibiul se mărește cu 772 de hectare. La școala domnului Trandafir din Glâmboa. Tribuna a sărbătorit 127 de ani alături de copii. Sibiul, puțin mai ieftin decât Iohannis a dat startul pe bicicletă. Boteș vrea Sibiul capitală de regiune. Magazinele de etnobotanice sunt ca Bruce Willis. Nevăzătoare și de 6 ori campioană mondială și europeană la popice. Tribuna. Casarea în bucate. Abonează-te sau cumpără-o de la chioșc. Din totdeauna. Pentru totdeauna. Doamnelor și domnilor, vă rog să vă bucurați privirile cu ținuta încântătoare a colegei mele, ținută furnizată de magazinele Ancas. Din nou verde, nu mai lipsește mult și se va prezenta cu carnetul de membru al UDMR aici în emisiune. Doamnelor și domnilor, lăsând gluma la o parte, ne întâlnim în minutele care urmează cu
cu o mai veche cunoștință a acestei emisiuni. Prezența sa zilele trecute la ora de poezie pe Bulevardul Mihai Viteazu a făcut parte dintr-un șir de evenimente, așa cum vă spuneam și înainte de pauza publicitară, dedicate zilelor vecinătății. Zilele vecinătății vor avea loc efectiv, ca să zic așa, sâmbătă și duminică pe Bulevardul Mihai Viteazu. Până atunci însă sunt o serie de activități care au legătură cu Bulevardul Mihai Viteazu, mai bine spus cu cartierul Hipodrom. Doamnelor, domnilor, în minutele care urmează la noi la emisiune, poetul Radu Vancu. Mulțumesc pentru întâlnire, bine ați revenit. Mă rog. Ora de poezie a avut loc zilele trecute într-o cafenea de altfel singura de pe Mihai Viteazu. V-am văzut în imagini înconjurat de tineri, ca de fiecare dată aș adăuga. L-am recunoscut în poze pe Vlad Pojoga. Cred că ar fi fost cuvenit să mai recunosc și pe alții, dar spre rușinea mea nu i-am cunoscut. Cine a mai fost la ora de poezie, în afară de dumneavoastră? Au mai fost Vlad Pojoga și încă trei membri ai Cenaclului Zona Nouă, trei zoniști, cum își spun ei. Și m-am bucurat să văd că au fost foarte bine primiți. Oamenii din cafenea au reacționat bine la năzdrăvăniile pe care le-au făcut ei, la ghidușiile recitate. Eu asta vreau să vă întreb. Ce se întâmplă de obicei la genul ăsta de întâlniri? E destul de imprevizibil. Da, nu există un plan. Pentru că publicul e tot timpul diferit în funcție de specificul cafenelei sau al localului. Când reciți într-o librărie, într-o bibliotecă, acolo știi cam la ce public să te aștepți. Poți să-ți faci un mic scenariu dinainte. Când ajungi într-un local, e destul de greu să anticipezi. Și atunci, eu de pildă mi-am luat cu mine mai multe feluri de poeme, unele mai cu alcool din perioada în care scriam așa, m-am gândit că fiind locul poate sunt și oameni care să aprecieze, altele amoroase, altele despre fiul meu și până la urmă văzând că în public domină doamnele, am citit mai mult despre fiul meu, că asta atingă coarda sensibilă. Am știut doar poemul cu care o să încep. M-am gândit să încep cu unul din poemele astea, Jucăușe cu vodcă. Și m-am adaptat pe parcurs, apoi în funcție și de reacția lor și de poemele alese de actrița Maria Tomoiagă, care recita din textele mele. Eu nu știam ce alese să ia. Și atunci am făcut un fel de sandwich sau de potpuri, ca să fiu mai prețios puțin. În funcție de ce citea și ea, mi-am ales și eu textele mele. Tinerii au citit poezii de ale lor, presupun. Sigur, nu? Sigur. Publicate sau nepublicate sau nu are nicio relevanță la genul ăsta de întâlnire? Cei mai mulți dintre ei au citit poeme publicate. Cred că doar Sânziana Șipo și Vlad Pojoga au citit texte care încă n-au apărut pe hârtie. Ei nu și-au ales textele în funcție de public, din ce mi-am dat eu seama, au venit cu ele de acasă și a fost foarte bine. Cel mai mult m-a amuzat Vlad Pojoga. El are un stil foarte apropiat, un performance foarte bun la lectura de poezie. Rar am văzut de altfel în România oameni atât de talentați pe performance. Se tăvălește pe jos, face tot felul de drăcării care scot publicul din inerție și sunt totdeauna recitaluri care te marchează. Mai mult decât ne așteptăm, de cât ne-ar spune titlul. Mai mult și ca durată și mai mult văd că și ca ce se întâmplă acolo. Da, eu sunt foarte bucuros să văd că tinerii poeți au un talent pe care eu, de pildă, nu l-am sau cei mai mulți din generația noastră nu l-au. Acela al livrării actoricești a poemului. Noi suntem obișnuiți să venim, să citim. Ei, urmărind și pe internet ce fac omologii lor din alte zone, sunt foarte buni și pe zona asta al livrării poemului ca un spectacol. Bun, dar publicul acceptă drept compatibilă relația asta dintre showman, să spunem, și poet? Da, le adică place. Probabil cei mai mulți, de la vârsta noastră în sus, ca să zic așa, ar spune, vai, cum... Poezia e poezie. Sunt și unii care fac ochii mari la început, dar n-are cum să nu te cucerească până la urmă și e preferabil lecturii monotone, hai să fiu direct, pe care o practică ceilalți. Și așa publicul e mic. Și așa publicul nu prea caută neapărat cărțile de poezie când intră în librării, dacă intră în librării. Așa, într-un local, într-un spațiu public, arătându-i că poezia poate să fie și
circară, dar și seducătoare, îl atragi mai repede. E o dovadă de adaptare, de fapt, fiindcă sunt convins așa ceva în urmă cu 20 de ani nu există. Era sub semnul crucii de uimire. Nu doar 20 de ani. Unul din cei mai buni showmen din România, poeți, spun din România, dar trăiește mai mult în Statele Unite, unde e foarte cunoscut, e un poet numit Cristi Tănăsescu. Acum 10 ani, deci nu acum 20 de ani, acum 10 ani Cristi Tănăsescu începea genul ăsta de show-uri, de performance, și era un șoc total în audiență, în publicul de poeți specialiști, să zic așa. Acum deja după 10 ani, mai mulți poeți din generațiile care vin după Tănăsescu au adoptat stilul acesta, fiecare a improvizat și a făcut un mod propriu de a recita și e foarte bine așa, e adaptare. Există, și s-a confirmat asta, există posibilitatea ca clienți din cafenele, din baruri, mă rog, pe unde se mai întâmplă astfel de evenimente, care intră în felul ăsta în contact cu poezia, să-și dorească mai apoi, fie să dea nas pe la un cenaclu, fie să, adică îi revedeți? De fapt, asta era întrebarea. Dacă, da. Pe o parte dintre ascultători, nu neapărat dintre scriitori, îi revedeți mai apoi? Da, prima reacție e cea pe loc. Vin după recital la tine, cer poeme, cărți, informații, apoi îi regăsești pe Facebook, îți cer imediat prietenia, cum se spune, deși nu e un cuvânt prea exact. Și apoi, dacă ajungi în orașul respectiv la altă lectură, îi vezi în public. Poate nu în cafenea, poate în librărie. Deci, în logica asta ne putem întreba, că răspunsul nu cred că l-avem, cum vor fi spectacolele de poezie peste alți 5 sau 10 ani de zile? Da, eu cred că vor fi mixate cu videopoemele care încep să circule acum, adică un fel de clipuri, de videoclipuri pe care poeții, împreună cu muzicieni sau actori sau regizori tineri de regulă, le fac poemelor lor. Și când recită, unii dintre ei nici mai recită, am văzut deja, sunt câțiva, Răzvan Supa sau alții, vin cu laptopul și proiectează videopoemul. Eu nu, mi se pare cam rece, adică aș vrea și prezența umană, da, exact, a autorului să fie acolo. Văd cumva ca un mix între cele două. Mulți spuneau că poezia, între altele, o văd ca pe o chestiune mai degrabă intimă, așa, care să-ți dea o stare de așezare cozy, așa. Nu se pierde din tot acest sentiment la ieșirile în fața unui public mai numeros sau mai puțin numeros, dar oricum în fața unui public. Da, asta e una din întrebările cruciale. Adică poezia, într-adevăr, are de-a face cu intimitatea. Sunt de acord, nu sunt de acord, sunt chiar convins profund de asta. Poezia are de-a face cu intimul, care e un... tot ce e mai ascuns în ființa noastră. Intim, cuvântul în sine, e un superlativ de la intus, care înseamnă înăuntru. Deci cel mai dinăuntru, ce e mai înăuntru noi. În același timp, poezia livrată ca performance are de-a face cu exteriorul. Și e o tensiune, întotdeauna ceva se pierde și ceva se câștigă. Există feluri de poezie care nu sunt făcute să fie citite în public, nu poți face performance pe ele. Poezia lui Mircea Ivănescu, de exemplu. În același timp, cel mai sigur mod de a capta public e acesta, aduce scriitorul între oameni. În Finlanda, care are, după statistici, cel mai bun sistem de educație din Europa, s-a făcut de 2 ani o reformă a învățământului, care presupune că literatura nu se mai predă de profesor, ci profesorul aduce un scriitor la clasă. În așa fel încât copiii să aibă de mici contact cu scriitorii, să le pună întrebări, să vadă că sunt din aceeași lume, că au aceleași probleme. Pe de altă parte, nu pot exista, probabil că există scriitori care să nu treacă examenul publicului. Ba asta, da, scriitori foarte buni. Asta vreau să spun, asta n-ar trebui să însemne că ei sunt mai puțin buni profesional. Pur și simplu, poate nu trec. Da, sunt tipuri diferite de poezie. E poezie care nu e făcută, nu e recitabilă, nu e cantabilă, nu e performabilă. Am constatat asta mai recent, poeții încă de momentul în care scriu își pun problema livrării către publica textului, adică încearcă să-l facă adaptabil unui astfel de performance. Nu știu cum să zic, e vorba tot de adaptare, de fapt. Dar spuneți-mi, apropo de adaptare, eu cred că toți cei de vârsta noastră își aduc aminte, parțial evident, poezii pe care le-au învățat în școală. Anii au trecut peste toți dintre noi. Astăzi, copiii noștri învață în școală aceleași poezii pe care le învățam și noi?
Eu nu predau la clasele mici, nu, deci o să vorbesc din afară. Da. Nu, din fericire nu învaț aceleași texte, care erau, vă aduceți aminte, crâncene de depresive. Erau cu pui care mor, prepelițe care își abandonează, da, 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 pui... Pe lângă cele ostașești da, dedicate. Deci erau, exact, erau două categorii, cele patriotice, da, într-un sens prost, și cele morbide, că, și ne miram că ies copii traumatizați în serie din școală. Acum sunt poezii mult mai prietenoase, poezii, au intrat și autorii, au intrat în manuale autorii vii, Cărtărescu, Simona Popescu, au toți texte acolo care sunt mult mai prietenoase. Da, asta vreau să întreb, și dacă mai și școala s-a adaptat din punctul ăsta? Se adaptează, mai din punctul meu de vedere, cea mai dificilă adaptare e cea a profesorilor, care trebuie să țină pasul cu mersul literaturii, și e destul de dificil, pentru că nici în facultăți, dacă e să fiu sincer, în facultățile din România, literatura contemporană nu e foarte bine reprezentată. La unele se predă, la altele mai puțin, și atunci iese și profesorul cu o imagine incompletă. Bun, asta e o discuție cu privire la poeții contemporani. Mă gândeam și dacă elevii învață astăzi ce învățam noi despre mari poeți, despre Eminescu, de exemplu. Astăzi, cred că se pot spune lucruri care să nu fie dăunătoare imaginii poetului, dar pe care noi nu le aflam, nu le știam, sigur, le zumzăiam eventual că le auzeam de la părinții noștri. Adică, cred că și informațiile despre poeții trecuți pot fi altele. Da, sper că și sunt. Aveți dreptate, și dau un singur exemplu care arată că lucrurile s-au schimbat în sensul ăsta. În 1998, revista Dilema făcea un număr despre Eminescu, având pe copertă bancnota de 1000, dacă nu mă înșel, cea mai mică bancnotă de atunci, care avea chipul lui Eminescu pe ea, și era o metaforă pentru devalorizarea lui Eminescu. Și înăuntru erau texte care încercau să-l umanizeze pe Eminescu, scrise de Mircea Cărtărescu, Manolescu deschidea tot numărul, și de oameni foarte tineri. A iscat un scandal enorm, pentru că s-a considerat că sunt prea dezinhibați în raport cu Eminescu, îl descriau prea uman. Anul trecut a apărut o carte la Humanitas despre mărturii ale contemporanilor despre Eminescu, coordonată de Cătălin Cioabă. E exact proiectul din 98, dar recuperat de o editură, de editura La Vârf, și devenit canonic. În 15 ani, un proiect care părea scandalos și contracultural, da, a devenit, de fapt, în mainstream. Ce înseamnă ani? Da, și în 15 ani, ceea ce nu e foarte mult. Da. Adică lucrurile ne-a maturizat noi. Bun, dacă ne întoarcem la ceea ce se întâmplă în spațiile publice cu privire la poezie, în logica acelor clipuri și a ceea ce se proiectează uneori în cafenele, vom putea avea autori de poezie care nici să nu mai publice efectiv? Adică doar să iasă în show? Prin publicat însemnând carte, nu că publică câte o poezie într-o publicație sau... Părerea mea e că nu se va întâmpla prea curând asta. Adică există un gen de legitimare pe care cartea în continuare ți-l dă, așa cum e ea, să zicem, demodată din galaxia Gutenberg, nu din galaxia Zuckerberg și așa mai departe. Dar lumea totuși nu te consideră poet serios până nu ai cărți pe hârtie. Nu există în România... Deși poți să ai... Da, poți să ai pe internet mii de biți, miliarde de biți. Da, dar și pe hârtie poți ieși destul de simplu. Da, azi, deci poți ieși simplu, e adevărat, dar depinde și la ce editurie, și adică e o selecție, ca în orice mediu. Până nu treci prin filtrul editurii al unui redactor de carte, lumea nu te consideră legitimat, omologat, nu există... Și asta nu se va stinge. Risc o predicție, să zic cel puțin în următorii 15-20 de ani. Reformulez, că tot cred că suntem la mică distanță de premiile Uniunii Scriitorilor. Sub ochii juriului de la Uniune, intră doar scris pe print? Intră numai scrisul pe print, numai cărți pe hârtie, numai cărți cu ISBN. Aproape că ai zice că suntem odați. USR-ul este o instituție demodată. Dar asta e și rolul ei, într-un fel. Adică nu aștept de la Academia Română sau de la USR să fie farurile modernizări. Nu trebuie să fie puțin mai retrograzi. M-am bucurat totuși, chiar și în acest context, să constat că un prieten comun, Dragoș Varga, a primit premiu pentru critică la Sibiu. A primit premiu pentru critică, pentru o carte foarte bună numită Colocviale, care e, așa cum îi spune și titlul, e un mod de a scrie colocvial, debutonat, jucăuș, glumeț despre literatură, dar foarte serios în fond. Și m-a bucurat să văd că juriul USR de la Sibiu a apreciat acest mod
prietenos și cald de a scrie despre literatură. Cât a durat, ca să ne întoarcem de unde am plecat, cât a durat întâlnirea de pe Mihai Viteazul? Era programată să dureze o oră, am impresia că dura vreo oră și jumătate. Ceva da? De genul ăsta. Deci lumea gustă genul ăsta de... Da, sigur. Genul ăsta de întâlniri. Vor urma altele pe care le putem prevedea? În cadrul proiectului acestuia, în cadrul ăsta, sâmbătă va mai fi. Da, mai e sâmbătă? Sâmbătă va mai fi la ora 4 pe Mihai Viteazul, pe stradă de data asta. Ieșim în stradă. Da. Și... cel puțin cu zona nouă vor mai tot fi întâlniri. Acum nu vreau să anticipez să sar direct în septembrie la Festivalul Internațional de atunci, care va avea vreo 15 țări din 3 continente, adică se anunță foarte mare. În România n-a mai fost un festival de amploare asta, de poezie. Da. Organizatorul numărul 1? Biblioteca Astra, Revista Transilvania. Asta vreau Astra, da. Revista Transilvania, da. Da, și cu sprijin de la ULBS. Da. Zona nouă iasă. Deci iasă mereu din ce am văzut. Va trebui să-i provocăm să iasă și la noi. Cu o parte ne-am întâlnit, cu o parte tot sperăm să ne întâlnim. Vom intra și noi în vacanță peste o săptămână și ceva, dar cu siguranță în toamnă, mai ales că este și un astfel de eveniment, vom face și noi, dar sper că și noi astea efortul de a ne vedea cu toții. Sigur, și a discutat despre asta. Vreau să vă mulțumesc pentru prezență. Doamnelor, domnilor, o invit alături de noi, o ascultăm cântând, iar apoi vom și schimba două, trei vorbe, mai ales că într-un fel, iată, toate drumurile la sfârșitul săptămânii vor duce pe Mihai Viteazu. Pe Mihai Viteazu, la sfârșitul săptămânii, dincolo de aceste evenimente, așadar, la sfârșitul săptămânii vor avea loc două tipuri de spectacole, unul de muzică ușoară, să spunem, și unul de folclor. Spectacolul de folclor va fi duminică, iar unul dintre invitații este și în această seară invitatul nostru. O ascultăm acum pe Viorica Telcean. Să nu-ți treacă Bodezău până nu-ți dau
Nu amestecați lucrurile. Colectați selectiv. O campanie inițiată și susținută de SECE Gospodărirea Orășenească Avric S.A. Aveți probleme cu ochii? De acum pot fi rezolvate în Clinica Ofta Total, dedicată oftalmologiei prin profesionalism, corectitudine și loialitate față de pacient. Aici, echipa condusă de profesor universitar dr. Adriana Stănilă vă pune la dispoziție consultații, tratamente, investigații, intervenții chirurgicale și servicii de optică medicală, totul într-o singură locație. Clinica Ofta Total, strada semaforului, intersecția cu Bulevardul Vasile Milea. Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, ne reîntâlnim cu Viorica Tălcean. Mulțumesc pentru întâlnire. Mulțumesc pentru invitație. Știți că se apropie Ziua Universală a IEI. Știu. E, cum Dumnezeu să nu știți chiar de asta. De Ziua Universală a IEI veți fi evident pe scenă. Știu că e o perioadă foarte agitată cu ceea ce se întâmplă la Rășinari, cu ceea ce se va întâmpla pe Mihai Viteazu. Reușiți să vă împărțiți, că asta e viața de artist. Reușim, muse să reușim, nu avem ce face. Avem foarte multe spectacole în această perioadă. Da, și în străinătate. Da, am fost într-un turneu în străinătate. Am fost împreună cu ansamblu la invitația reprezentanților comunității românești din Irlanda. Am fost în turneu la Dublin. Cum a fost? Păi a fost foarte frumos pentru că au fost foarte mulți spectatori într-o sală foarte mare de 1200. Români și irlandezi, da. Și au adus cunoscuții, probabil, să vadă folclorul. Da, tot împreună cu noi au participat atunci și o parte din membrii ansamblului renumit din Irlanda, cei care joacă. Da. Știți? Dansatorii. Dansatorii. Și au făcut, chiar au făcut pe scenă un schimb de dans cu reprezentanții noștri. Eu sunt convins că au avut irlandezii ce să învețe de la Junii Sibiului. Nu uitați, doamnelor și domnilor, așadar, duminică seară, pe scenă, pe Bulevardul Mihai Viteazu, o să vă reîntâlniți cu Viorica Tălcean, care îi mulțumim astăzi pentru prezență. O să vă întâlniți de asemenea cu Nelu Albu, cu Camelia Cosma Stoiță, cu Traian Stoiță, sperăm noi, cu Daniel Rosalim, cu Nelu Albu, nu știu că l-am pomenit. Ei bine, împreună la un spectacol de folclor pus la cale de Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului, la Zilele Vecinătății. Vă mulțumesc pentru prezență. Și ne vedem duminică. Ne vedem de ziua ei. Doamnelor, domnilor, Viorica Tălcean! Lasă laptele cu spor, la 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 la. Bine zice fluierașul, la 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 la. Bine întoarce ciobănașul, la 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 la. Bine zice fluierașul, la 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 la. Ciobănașul, la 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 la. Zi-mi zi ca pe la stână, la 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 la. Să se facă brânza bună, la 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 la. Așa joacă ciobănii măi, la 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 la. La 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 la. Așa joacă ciobanii măi, la
așa joacă bățile, la 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 la. Când aud fluierile, la 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 la. Joacă la 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 toată lumea se placă la 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 la. Și Giana ca la strângă, hai ha, hai ha. Când ciobanii stau să mângă, hai ha, hai ha. Da, doamnelor și domnilor, așa cum vă spuneam în deschiderea acestei emisiuni, rectorul Universității Lucian Blaga din Sibiu a susținut astăzi o conferință de presă. L-am rugat și îi mulțumim pentru că a acceptat să vină și la noi în emisiune, să ne spună ce a vorbit cu colegii noștri din presă. Așadar, acum alături de noi, profesor universitar dr. Ioan Bondrea. Mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc și eu pentru invitație. Domnule rector, ce le-ați spus colegilor din presă? Admiterea bate la ușă, da, e clar. Deci, punctul principal al conferinței de presă a fost admiterea 2014, care, sigur, mai puțin de o lună se declanșează la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Ce aduce nou în afară de candidați care vor fi noi, evident? Bine, eu sper să aducă candidați. Da. Pentru că, vedeți... Suntem în aceeași discuție cu bacalaureatul, înțeleg. Da. Lucrurile nu stau chiar bine în acest an. Există un procent destul de mare de elevi care nu s-au înscris la BAC. Unii care s-au înscris și n-au avut curaj să participe la primele teste. Deci, iată, e o situație destul de dificilă și vrem să vedem și noi rezultatele bacalaureatului din acest an. Oricum, dacă se păstrează trendul din ultima vreme, având în vedere că acest trend se va manifesta pe o cantitate mai mică de participanți, va crea probabil o problemă. Sigur. Ama, pe noi ne bucură dacă există calitate în rândul candidaților și, sigur, tocmai de aceea nici oferta educațională a universității nu a devenit mai generoasă decât anul trecut. În ceea ce privește cifra de școlarizare pentru anul 2014-2015, la programele de licență, de altfel și la cele de master, pe locurile bugetate sunt cam aceleași ca și anul trecut, cu foarte mici variațiuni. Astfel, la licență avem 1620 de locuri bugetate, din care 17 pentru romi, plus se adaugă 21 pentru românii de pretutindeni, din care 5 cu bursă suportate de statul român. La locurile cu taxă la licență, aproximativ aceeași cifră, 1648, deci iată undeva spre 3300 de locuri. Exact ca și data trecută, ca și anul trecut, mai bine spus, suntem în fața unui efect. Învățământul superior este într-o situație ca urmare a ceea ce se întâmplă în învățământul dinaintea sa, ca să spun așa. Nici până astăzi, nici nu știu cine, autoritățile, societatea, nu dă de cap acestei situații sau nici nu trebuie să-i dea, vă întreb. Sigur, aici... Iarăși, așa cum am declarat-o de fiecare dată, eu sunt un cumul de lucruri care depind atât de mediul preuniversitar, depinde de mediul universitar, dar în același timp și de factorii de decizie din minister. Sigur, la prima vedere, oricine ar spune, da, există o evaluare corectă, riguroasă. Sigur, în mod normal ar trebui rezultatul să ne arate foarte clar calitate. Dar nu este așa.
Întotdeauna am spus, un examen riguros trebuie dat la intrarea în sistem și nu la ieșirea din sistem. Același lucru ar trebui să se întâmple. Examenul de intrare în liceu, examenul de intrare în facultate. De aceea, interviul și testele pentru un job într-o companie sunt dure la intrarea în companie. Mm-hmm. Nimeni nu te întreabă la ieșirea din companie ce, altfel ce spus, se întâmplă. Altfel spus, ca să încerc o traducere, altfel spus, poate ar fi de dorit ca la intrarea în liceu examenul să fie cât se poate de selectiv, astfel încât acea cantitate de elevi care are șanse să nu, are neșanse de fapt să nu termine liceu, mai bine nici să nu intre, să se ducă spre un alt tip de învățământ, exact, care îi poate, exact, oferi un viitor în viață fără nicio problemă. Știți cum e? Același lucru se întâmplă și la liceu. Haide, ca și la facultate de altfel, haide să-i primim pe cât mai mulți, că pormă om vedea ce se întâmplă, uh-huh, cu ei. E, acel om vedea nu se mai întâmplă. Da. Pentru că eu văd în facultate, este foarte greu să ajungi într-un ritm cu cerințele, astfel încât să și termin facultatea. Ceea ce e normal oriunde în lume, în facultate. Uh-huh. Uh-huh. Deci, de aceea spun, dacă avem un examen dur, eu sunt aproape convins, cu mici excepții, masa critică va continua pe perioada studiilor, fie că e vorba de liceu, fie că e vorba de universitate. Deci, fiind în fața acestor concluzii ale noastre aici, probabil binele va mai dura până va, sigur, apărea. Acum, iarăși... Mai binele, nu binele. Sigur, cineva trebuie să ia o decizie. Da. Da? Și acea decizie întârzi. Da? Aici tot am încercat de-a lungul anilor să îmbunătățim, să vedem dacă ne iese și așa sau nu ne iese așa. E, ar trebui să avem o decizie clară și să nu mai schimbăm atât de des. Altfel spus, vremea experimentelor, da, a cam trecut. Nu, predictibilitatea, ca și în alte domenii, în educație, e un factor cheie. Toată această poveste, evident, că vă afectează, inclusiv financiar, trebuie să spunem asta. Sigur, evident, evident. E o problemă serioasă? Da, să știți că la nivelul universităților în România e o problemă mai mult decât serioasă. Sunt universități care au o situație financiară precară. Uh-huh. Și cu atât mai mult acum, dacă oricât de... sigur, ar putea exista alte măsuri, fiind un număr mai mic de studenți, să crească nivelul de finanțare pe student. Uh-huh. Mi se pare normal și ar fi și de dorit. Dacă dorești calitate, atunci, corect, trebuie să și investești. Dar scăderea numărului, mai ales la cei cu taxă, sigur, aduce un gol în bugetul fiecărei universități. Am văzut că mulți rectori, în special de universități private, se plâng că într-un astfel de ritm în care politica nu e coerentă, nici nu pare să fie profund judecată, că în ritmul ăsta, deci, vor închide porțile. Acum vă întreb, e musai să rămână toți deschiși? Nu, evident. Adică, s-ar putea să facă parte dintr-un proces normal. Să facem, sigur. Este oarecum o selecție naturală. Sigur, atunci când bogăția ofertei dă afară, neacademic spus, sigur, toată lumea are de câștigat, fără să luăm în seamă calitatea, criterii, da, de excelență și așa mai departe. E, în momentul în care se restrânge acea masă de candidați, cu siguranță sunt unii pe din afară care nu respectă regulile jocului, nu au calitate și, evident, au făcut din educație un business. Va urma o perioadă de vară numai bună și pentru alte tipuri de investiții. Citeam în presă că minele vor intra, evident. Nu știu dacă nu, cumva, chiar ca în fiecare an, într-o perioadă de lucrări. Nu, sigur, acum nu e o lipsă de modestie, dar condițiile de cazare masă în Universitatea Lucian Blaga din Sibiu sunt recunoscute în plan național, dar chiar și internațional.
având în vedere și studenții străini care vin în universitate. Dar sunt locuri și unde neapărat și mai ales căminul 2, acela central, trebuie aduse îmbunătățiri, pentru că am asistat anul trecut la un fapt oarecum ciudat. Numărul de cazări la noi era undeva, sau este undeva spre 2000 de locuri. Anul trecut, toată lumea vrea în, și e firesc, în căminele centrale. Da. În căminele pe care le avem undeva în altă parte a orașului, sigur, am avut surpriza după ce le-am repartizat, studenții să renunțe și să își caute gazdă. Deci, iată și... Asta apropo de legenda că nu sunt locuri în cămină. Exact. Da. Nu. Deci, tocmai la noi se pare că nu. Nu sunt inițial când toată lumea vrea, fără să știe ce exact vrea de fapt. Sigur, dacă am avea toate căminele în campusul nostru de pe Bulevardul Victoriei, toată lumea ar fi mulțumită. Da? Bun, da. Știu că mereu a fost asta o intenție a dumneavoastră de când sunteți rector, de a rezolva problemele cu spațiile. Mereu s-a întâmplat câte ceva fără ca universitatea să fie vinovată. S-au retrocedat clădiri. Mereu au fost mișcări de genul ăsta. Poate universitatea, cu resursele pe care le întrevedeți acum, să se regrupeze într-un fel, să se așeze într-un spațiu în care să fie doar ea? Acum, sigur, în unele facultăți și spațiile sunt suficiente pentru desfășurarea atât activităților didactice, dar și a celor de cercetare. Dar există facultăți care au o necesitate stringentă de spații, mai ales de laboratoare. De aceea suntem încă în tratative pentru a reuși, într-un fel sau altul, să dobândim clădirea de la Iprochim, cea de pe, Rațiu. Da? Suntem în discuții și în discuții foarte avansate și, și există deschidere și sper să existe până la sfârșit de a ajunge cumva în posesia terenului pentru baza sportivă, pentru că avem promisiuni că baza sportivă va fi finanțată și deschiderea finanțării pentru această investiție. Unde asta? Unde e terenul? În zona liceului Carol. Da? Acolo, intenția noastră și discutând și cu Mitropolia, am intenționat să dezvoltăm un campus al universității în, în viitor. Sigur, depinde de ce ne rezervă viitorul. Da, dar există această încercare a noastră de a grupa oarecum spațiile în zone ușor accesibile pentru studenți. Bine, dinamica dezvoltării universității în ultimii ani a fost surprinzătoare și pentru cei din afara mediului academic și a creat oarece consecințe. Mai bine decât oricine aveți exemplu ingineriei. Ingineria, când s-a construit noul sediu, se vedea într-un anume fel. Astăzi, ingineria a căpătat niște proporții senzaționale. Și evident, eu nu cred că se mai descurcă foarte bine nici în spațiile pe care le are și care noi am putea spune că sunt relativ noi, sunt făcute după Revoluție, asta e clar. Da, adică dinamica a fost de așa natură încât probabil am curtat. Noi acum avem noroc cu aceste parteneriate pe care le avem pentru că reușim să ducem anumite activități și în zona companiilor sau instituțiilor unde studenții noștri își desfășoară practica. Sigur, există preocupări într-o vreme în care trebuie să te uiți foarte mult la ban. Încercăm prin proiectele pe care le avem să aducem plus valoare în dotarea universității. În același timp încercăm să angajăm diferite proiecte care să susțină universitatea în dezvoltarea ei viitoare. Domnule rector, mai multe informații despre ce se va întâmpla cu privire la admitere
Telespectatorii noștri, cei interesați, pot afla de pe site-ul Universității Lucian Blaga. Acolo vor fi publicate toate datele referitoare și la oferta de școlarizare și la perioadele pe care trebuie să le aveți în vedere dacă doriți să vă înscrieți la una dintre facultăți. Mulțumesc pentru această întâlnire, și domnule, eu cu mare drag, domnule rector. Să dea Dumnezeu bine în perioada de admitere. Și eu și ne așteptăm candidații. Sigur. Așteptăm și noi. Doamnelor și domnilor, ne oprim în această seară aici. Ne vom revedea la emisiune mâine. La revedere, noapte bună!